Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 18 și vom citi primele 8 versete. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne comunică gândurile lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Oamenii cu gândurile lor nu se pot ridica niciodată la înălțimea gândurilor lui Dumnezeu. De aceea când citim Biblia, avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care a inspirat Scripturile și acum ne rugăm ca El să ne lumineze mintea și să ne ajute să pricepem Scriptura. De aceea întotdeauna când citim Biblia ne și rugăm. După ce vom citi această parte din Scriptură, fratele Emil Dumitru ne va conduce în rugăciune cu voce tare și noi fiecare, în inima Lui, înălțăm un gând, o rugăciune și spunem, Doamne, vorbește-mi și mie și ajută-mă să înțeleg cuvântul Tău, să-L cred și să-L împlinesc. Luca, de la capitolul 18. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește. Îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Doamne, dă harul acesta să avem credință. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Mulțumesc Domnului pentru harul de a fi la închinare cu dumneavoastră în seara aceasta. Sunt pentru o foarte scurtă perioadă la Sacramento, am ajuns ieri și cu ajutorul Domnului împreună cu Delia vom pleca mâine dimineață. Am răspuns invitației fratelui Sami și sărbătoarea corului Laudă Mielului. E dragă inimii noastre pentru că de-a lungul anilor am avut harul să călătorim împreună, să ne rugăm împreună, să slujim împreună și la sărbătoarea aceasta am vrut să fim alături de toți aceia care au investit de-a lungul anilor și să spunem, Doamne, fii binecuvântat pentru lucrarea Ta. Mulțumesc fratelui Alin pentru invitația de a fi în seara aceasta la dumneavoastră și mulțumesc fratelui Doru că nu m-a lăsat singur. A venit să mă însoțească și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile din Sacramento. Vă aduc salutări sfinte în numele Domnului din partea sfinților din Bihor. Pentru toți bihorenii. Pot să vă rog bihorenii mâna sus? Mâna sus, bihorenii, să vă alduiască și să ne alduiască Domnul. Ceilalți care nu înțelegeți, vă invităm să petreceți câțiva ani cu noi în Bihor ca să înțelegeți limba specifică bihorenească. Pentru cei care nu știți, noi avem influență din maghiară, din germană, din alte limbi de prin zona aceea și alduit la Bihor vine de la cuvântul aldaș din limba maghiară, care înseamnă har. Și înseamnă să vă hăruiască Dumnezeu. Sau în limbajul Bibliei să vă dea har după har. Să vă binecuvânteze Domnul pe cei care sunteți din alte părți. Salutări de la Biserica Emanuel din Oradea pentru Emanuel din Sacramento. Binecuvântat să fie Emanuel. Amin. Dumnezeu este cu noi. Speciale salutări pentru tineri din partea studenților de la Universitatea Emanuel din Oradea. Cu ajutorul lui Dumnezeu, de 33 de ani, funcționează o universitate evanghelică conservatoare, este acreditată în toate programele la nivel internațional. Avem programe de licență și master în teologie, în științe sociale, în filologie, literatură și limbi străine, în muzică, în business și management și în IT. Pentru toți cei care aveți pasiune în domeniul acesta, vă invităm să fiți studenți la Emanuel. Și o să mă întrebați, din America să venim să studiem în România? Cine a mai auzit așa ceva?
Vreau să vă spun că au mai auzit mai mulți. Și să vă explic de ce ar trebui să veniți să studiați în România la Emanuel. Mai întâi, această universitate studiază toate disciplinele din perspectiva concepției biblice despre lume și viață. Indiferent ce domeniu alege cineva, studiile sunt integrate în învățătura biblică. Așa că facem teologie biblică, facem filologie biblică, facem studii sociale din perspectivă biblică, cântăm biblic, facem afaceri din perspectivă biblică și ne rugăm ca IT-ul și toată lumea, acest univers extraordinar, să fie adus în robie ascultării de Hristos. În al doilea rând, la Universitatea Emanuel ai posibilitatea să petreci 3, 4, 5, 6 ani, depinde de program, în prezența unor tineri credincioși din România, din Ucraina, din Moldova, din Bulgaria, din Austria, din Germania, din Marea Britanie, din Spania, din Grecia, din Canada, din Statele Unite. Uneori avem bucuria să avem studenți din Orientul Mijlociu, din țări musulmane și este harul acesta de a petrece timp cu alți tineri care au această pasiune. Să-L cunoască pe Dumnezeu și să facă lucruri mari în numele Lui și pentru slava Lui. O să ziceți, putem face asta și aici, în America. Da, dar de aici nu puteți face călătorii misionare în Ucraina, nici în Moldova, nici în Turcia, nici în Albania, nici în alte părți de acolo. E mai greu de aici să vă duceți acolo și dacă aveți pașaport american, e mai greu decât cu pașaport românesc. Și o să ziceți, și trebuie să ne facem pașaport românesc. Apostolul Pavel a avut două pașapoarte. Unul evreiesc și unul roman. Și când a trebuit să meargă cu pașaport evreiesc, s-a dus cu pașaport evreiesc. Era fariseu din farisei, când a trebuit să meargă cu pașaport roman, a spus, sunt cetățean roman. Așa că învățați să folosiți pașapoarte duble. Dacă tot nu v-am convins, mai am un argument. Fratele Doru mi-a șoptit, e mai ieftin. Da, e adevărat? Costul unui student un an de zile, pentru tot ceea ce înseamnă tuition, pentru tot ce înseamnă room and board, pentru tot ce înseamnă asigurare medicală, costul pe un an de zile este de $4,000. Aici plătiți de la 60.000 în sus. De la $4,000. De ce? Pentru că am învățat să chivernisim banii pentru slava lui Dumnezeu și termini facultatea și nu muncești după aceea 20 de ani să-ți plătești datoriile la bancă. Tot nu v-a convins. Mai am un argument. Majoritatea studenților care studiază la Emanuel, când termină Universitatea Emanuel, au două mari lucruri cu care se întorc acasă. O diplomă, recunoscută în toată lumea, și majoritatea se întorc cu soț sau cu soție. În sfârșit am văzut un zâmbet pe fețele voastre. Dar dincolo de acest lucru, absolvenții Universității Emanuel slujesc pe Domnul în 42 de țări ale lumii. Din cele mai îndepărtate colțuri ale Noii Zeelande și Australiei. În India și Bangladesh, în Mongolia, în China, în Orientul Mijlociu, în țări a căror nume nu-l rostesc astăzi, în Africa, în Europa, în Asia, în Siberia, în Rusia Centrală, în Ucraina, în Turcia, în Bulgaria, în Albania, în Serbia, în Ungaria și așa mai departe. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze studenții aceștia. Amin. Avem studenți din biserici baptiste, din biserici penticostale, din biserici creștine după Evanghelie, din toate aceste părți ale lumii. E un har pe care ne-l dă Dumnezeu în vremea aceasta și ne rugăm ca Dumnezeu să pregătească o generație de tineri care să îndrăznească lucruri mari cu Dumnezeu. Meditația din seara aceasta este din Evanghelia după Luca, din capitolul 18, primele 8 versete. Îngăduiți-mi să încep meditația cu câteva întrebări. Imaginează-ți că mâine dimineață când te trezești, ești în posesia unei puteri supranaturale, încât
poți vindeca orice boală pe loc. Ai această putere supranaturală să vindeci orice fel de boală. Ai această putere supranaturală să poți alunga toate duhurile necurate. Nici un duh necurat nu poate sta împotriva puterii tale. Ai putere să potolești orice furtună, orice val. Ai putere să umbli peste valuri, pe ape. Ai putere să învii morții. Ai putere să mulțești pâinile și peștii. Ai puteri nelimitate. Și acum urmează întrebarea. Dacă le-ai avea toate acestea, te-ai mai ruga? Dacă le-ai avea toate acestea, te-ai mai ruga? Cel care i-a învățat pe ucenici să se roage, le-a avut toate puterile acestea. Și a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Absolut toată puterea. Și a fost cel mai mare om a rugăciunii. Ucenicii l-au văzut rugându-se de dimineața. L-au văzut rugându-se în timpul zilei. L-au văzut rugându-se noaptea. Și au fost atât de impresionați de rugăciunea, de viața lui de rugăciune, încât într-o zi s-au dus la el și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și acum Domnul Iisus le dă o pildă să-i învețe că trebuie să se roage necurmat și să nu abandoneze, să nu se descurajeze. Să-i învețe să se roage necurmat și să nu se lase. Pentru că rugăciunea nu este doar un fel de apel de urgență la numărul de urgență din America sau din România. Rugăciunea este o relație specială cu Dumnezeul Universului. Și i-a învățat să se roage necurmat și să nu se lase, pentru că noi suntem pe pământ și Dumnezeu este în cer. Noi suntem pe un pământ blestemat, căzut în păcat, afectat de păcat, cu o menire păcătoasă, un pământ bântuit de atâtea necazuri și de atâtea suferințe. Noi trăim aici și Tatăl nostru este pe tronul Universului. Și rugăciunea este oportunitatea noastră de a intra în sala tronului celui care stăpânește Universul, să vorbim cu El și să-i cerem lui Dumnezeu să intervină pe pământ. Și acum Domnul Iisus le dă o pildă ca să-i învețe ce înseamnă să folosești această oportunitate extraordinară. Pilda este absolut șocantă. O cetate, un oraș, din orașul acesta, lupa cerului se oprește asupra unui judecător, e un om cu mare putere, e un om cu influență, e un om care dispune de viața și de soarta altora. Este inamovibil. Nu-l poate destitui nimeni. Are un caracter cumplit. Este descris aici cu următorul caracter. De Dumnezeu nu se teme, adică nu se teme că Dumnezeu l-ar putea trăzni. Nu se teme că Dumnezeu îi poate lua viața. Se uită spre cer și sfidează pe Dumnezeu. Nu-i pasă de el. De oameni? Nu se rușinează. Nu e rușine de absolut nimeni și de nimic. E un om fără rușine. E un om care nu roșește niciodată într-o situație jenantă. Nu-i pasă de nimic și de nimeni. E un om care trăiește prin această împietrire și prin această nesimțire a caracterului lor. Dar are putere. În oraș mai e și o femeie văduvă. O femeie văduvă care nu mai are pe nimeni. În vremea aceea, o femeie văduvă, dacă ar fi avut un frate, o soră, dacă ar fi avut un nepot, dacă ar fi avut un cumnat,
aceștia ar fi trebuit să îi vină în ajutor. Dar nu mai are pe nimeni. Este o văduvă și este cea mai vulnerabilă persoană din toată cetatea. E atât de vulnerabilă încât cineva s-a uitat la ea și i-a făcut rău. I-a făcut o nedreptate. A abuzat femeia aceasta și i-a făcut o nedreptate și femeia nu se poate apăra. Așa că hotărăște să meargă la judecător. Se duce la judecător și are următoarea cerere. Te rog să-mi faci dreptate în cearta cu părâșul meu. Te rog să-mi faci dreptate pentru că mi s-a făcut o nedreptate. Și domnului judecător nici că-i pasă. Se uită la ea, o ignoră, o sfidează, îi întoarce spatele și o lasă trântind ușa înaintea ei. Ce șanse are femeia aceasta? Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă întreb, de partea cui vrea să fii în întâmplarea aceasta? Ai vrea să fii judecătorul sau ai vrea să fii femeia văduvă? Sau ai vrea să fii cel care face nedreptatea? Unde te regăsești în pildă? Domnul Iisus le spune ucenicilor pilda aceasta să-i învețe să se regăsească. Ce ai fi făcut în locul femeii? Astea-s vremurile. N-ai decât să rabzi, să taci. Numai că femeia aceasta nu se poate obișnui cu nedreptatea. Femeia aceasta nu poate accepta nedreptatea. Așa că se duce la judecător și spune, te rog să-mi faci dreptate. Ajunge dimineața la ora 9 când domnul judecător deschide biroul și femeia este în fața biroului și spune, te rog să-mi faci dreptate. Și trece pe lângă ea fără să o bage în seamă, trântește ușa și își vede de aspectele lui de serviciu și la ora 12 iese să meargă la masă. Cine crezi că e în fața ușii? Ce ziceți? Femeia văduvă. Și când îl vede că iese din birou, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și judecătorul se duce să mănânce și la ora 1 se întoarce la birou. Cine e în fața biroului? Femeia văduvă. Te rog să-mi faci dreptate cu părâșul meu și iar trântește ușa și pleacă. Ora 5 după masa și-a terminat tura și pleacă acasă. Cine e în fața ușii? Femeia văduvă. Se duce acasă și nu-i pasă. A doua zi dimineața, la ora 9, femeia acolo, la ora 12 este acolo, la ora 1 este acolo, la ora 5 este acolo. Și asta se întâmplă timp de o săptămână. După o săptămână, ce ai fi făcut? Cu omul acesta nu se mai poate face nimic. Numai Dumnezeu sau pământul galben. Dar a doua săptămână, femeia ia de la capăt. A treia săptămână o ia de la capăt. A patra săptămână o ia de la capăt. A treia lună o ia de la capăt. A șasea lună o ia de la capăt. Nu știm cât a fost intervalul, dar într-o bună zi nervii cuiva cedează. Nervii cui? Nervii cui cedează? Cine-i mai tare? Cine are forța cea mai mare în această confruntare? Femeia văduvă. Femeia văduvă are o forță extraordinară încât toată această împietrire a judecătorului se prăbușește înaintea ei. E o putere nemaipomenită. Și Domnul spune, auziți? Lucrurile acestea se întâmplă în realitățile de pe pământ. Dar voi trăiți într-o altă paradigmă. Voi aveți în cer un Dumnezeu bun și drept, slăvit să fie numele Lui. Un Dumnezeu care e Tatăl nostru. Un Dumnezeu care este milostiv și plin de îndurare. Un Dumnezeu care se uită la noi și David spune, când privesc cerurile, luna și stele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul? Ca să-l bagi în seamă. Știi ce spune David? Din toată imensitatea Universului, Dumnezeu se uită la tine și se uită la mine și lui Dumnezeu îi face plăcere să ne bage în seamă. Lui Dumnezeu îi face plăcere să se ocupe de noi. Și David spune, Doamne, ce ai găsit în noi?
Știți ce a găsit în noi? Chipul și asemănarea Lui. Am fost creați după chipul și asemănarea Lui și am fost creați pentru slava Lui. Și Dumnezeu se uită la noi aici pe pământ și spune, îmi găsesc plăcerea să vă scot de acolo, să vă schimb viața, să vă scot din robia păcatului, să vă scot din toate aceste nenorocire ale pământului, pentru că ați fost destinați pentru cer și destinația noastră este cerul. Și lui Dumnezeu îi face plăcere să se ocupe de noi. Și acum Domnul spune, auziți? Pe pământ un judecător nedrept cedează în fața unei puteri, unei femei văduve. Dar voi aveți un Dumnezeu atotputernic care e și bun, este și milostiv și drept, un Dumnezeu care este dragoste și voi sunteți copiii Lui, voi sunteți creați și Dumnezeu se uită la voi și spune, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Știți ce înseamnă asta? Să se atingă cineva de lumina ochilor lui Dumnezeu? Domnul spune, acum, voi trăiți aici pe pământ și vă confruntați cu nedreptăți. V-ați obișnuit cu nedreptatea. Acceptați ca nedreptatea să fie modul vostru de viață? Acceptați să trăiți într-o lume nedreaptă și să nu vă pese? Nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Lui? Vă spun că le va face. Dar care sunt nedreptățile? Care sunt nedreptățile care te apasă și nu mai poți trăi cu ele? Și strigi către Dumnezeu, Doamne, intervino și fă dreptate. Îngăduiți-mi să sugerez câteva. Câți dintre dumneavoastră cunoașteți copiii care au fost aduși la binecuvântare și a fost chemat numele Domnului peste ei, mâna sus? Cunoașteți copii? O, da. Câți dintre aceștia peste care a fost chemat numele Domnului sunt acum și poartă numele păcatului și a lumii? Așa că e mare nedreptate. Copiii pe care ți-am adus și sunt acum pe calea păcatului se duc spre iad. Doamne, mare nedreptate! Doamne, te rugăm, fă nedreptate! Doamne, te rugăm, ieși-le înainte! Am chemat numele Tău peste ei și i-a înșelat lumea și i-a furat diavolul și păcatul. E nedreptate, poți trăi cu ea! Poți dormi liniștit seara? Te poți scula dimineața să nu-ți pese? E nedreptate. A fost chemat numele Domnului și pus numele Domnului acolo. O, Doamne, mare nedreptate. O altă nedreptate. Câți cunoașteți oameni care l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului și au promis că vor merge pe urmele Lui până la moarte? Și acum sunt fii risipitori. Acum sunt la porci. Acum sunt pe drumul păcatului. Au mărturisit că au crezut în Domnul și i-au cerut iertare și acum sunt pe calea păcatului. Mare nedreptate! O, Doamne, fă nedreptate! Amin. Întoarce fiii risipitori acasă. Amin. Poți să stai liniștit? Oare nu te doare, nu te topești înaintea lui Dumnezeu? Nu te doare și îți vine să strigi, Doamne, fă dreptate și întoarce acasă, cercetează acolo unde sunt. Câte familii s-au întemeiat la altar și au jurat înaintea lui Dumnezeu că vor trăi împreună ca soț și soție până când moartea îi va despărți. Și apoi s-au certat și au venit alte lucruri și au divorțat și au călcat legământul. O mare nedreptate! Doamne, îndură-te de familiile acestea și păzește familiile celelalte. Nu lăsa, Doamne, să ne obișnuim cu nedreptatea de a călca legământul. Mare nedreptate! E nedreptate atunci când numele Domnului este batjocorit. Cel care a lăsat cerul a venit pe pământ să caute să mântuiască ce era pierdut. Domn al domnilor și împărat al împăraților. Să fie acum batjocorit, să fie umilit, să fie negat, să fie înjurat. E mare nedreptate ca numele Domnului să fie batjocorit și spunem, Doamne, sfințească-se numele Tău. Poate că ne dor mult mai mult nedreptățile că acasă, la serviciu sau undeva avem noi supărările noastre
Și nu că acelea nu le-am putea duce înaintea lui Dumnezeu, dar n-am vrea să uităm nedreptățile care se fac în universul acesta. Și când împărații pământului și conducătorii popoarelor duc popoarele în rătăcire, când popoarele ar trebui să aducă slavă lui Dumnezeu, noi spunem, Doamne, fă dreptate în istorie. Amin. Îndură-te de conducătorii lumii. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte. Nu se pot obișnui cu nedreptatea și zi și noapte se uită spre cer și spune, Doamne, Tu poți face dreptate și Te rugăm, implorăm harul Tău și fă dreptate. Măcar că zăbovește. Greu cuvânt când e vorba de răspuns la rugăciuni. Greu cuvânt când este vorba de răspuns la rugăciuni. Fiecare dintre noi am dorit că atunci când ne rugăm, în următoarele secunde, Dumnezeu deschide cerul și aduce răspunsul. Uneori se întâmplă să primim răspuns înainte de termina rugăciunea. Dar de cele mai multe ori ne rugăm și răspunsul nu vine. Zăbovește. Zăbovește să dea răspunsul. Vremea aceea așteptării este extraordinar de grea. Foarte mulți oameni se descurajează în vremea așteptării. Vă duceți aminte de Avram în vremea așteptării? Dumnezeu îi promite că îi va răspunde și îi va da un copil și Avram așteaptă și așteaptă 15 ani. Și zice, dacă Dumnezeu n-a intervenit, poate că trebuie să interpreteze altfel. Și falimentează la testul așteptării. Regele Saul trebuia să aștepte până vine Samuel. Și în timpul așteptării vede că poporul se împrăștie și își pierde răbdarea și falimentează. E grea așteptarea. De aceea spune Biblia, e bine să aștepți în tăcere ajutorul și răspunsul Domnului. Dar oare de ce zăbovește Dumnezeu? Mai întâi, să știți că dacă Dumnezeu zăbovește, nu înseamnă că nu-i pasă. Rețineți, vă rog. Când Dumnezeu zăbovește, nu înseamnă că nu-i pasă. Când Dumnezeu zăbovește, nu înseamnă că nu lucrează. Când Dumnezeu zăbovește, lui Dumnezeu îi pasă și lucrează, și lucrează în lumea nevăzută și pregătește momentul când va răspunde în lumea vizibilă și vom vedea răspunsul lui. Măcar că zăbovește. Într-o zi, eram la evanghelizare în Atena, în Grecia. Duminică dimineața, în amvon lângă păstorul bisericii, și se întoarce spre mine și spune, frate Paul, tremur din toată ființa mea și simt că nu mai pot. L-am întrebat dacă e rău sau ceva s-a întâmplat și a spus, s-a întâmplat ceva incredibil. Am avut un prieten necredincios. Acum 7 ani de zile l-am trecut pe lista mea de rugăciuni. M-am rugat pentru el în fiecare zi 7 ani de zile. Azi dimineață, când am luat lista de rugăciune și am ajuns în dreptul lui, mi-a venit un gând. De 7 ani de zile nu mai știu nimic despre el. Nu mai are rost să mă rog pentru el. O să-l tai de pe lista mea de rugăciune. Apoi un alt gând, mai roagă-te astăzi și îl tai de mâine. Și s-a mai rugat pentru el și spune, frate Paul, nu știu cum și de unde, dar prietenul acela al meu este aici în biserică în dimineața aceasta. În dimineața aceea prietenului cercetat de Duhul Dumnezeu s-a întors la Domnul. În dimineața aceea era o luptă să abandoneze, să nu se mai roage. În dimineața aceea era o bătălie în inima lui. Era dimineața când Dumnezeu pregătise răspunsul. Și Dumnezeu nu va răspunde aleșilor lui? Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile tale este pe canalul pe care Dumnezeu trimite răspunsul. Zice, 7 ani, frate Paul, dai mult. Într-o zi, am primit un telefon de la o soră din Biserica Emanuel și m-a rugat să îi vizitez cât pot de repede în săptămâna aceea. Acum, când pastorul primește un telefon și este o cerere de a vizita repede, primul gând care îți vine în minte este să nu fie vreun necaz. Și întreb, soră, e vreun necaz la dumneavoastră acasă? Și spune, frate Paul, nu-i necaz, e mare bucurie. În urmă cu 49 de ani ne-am căsătorit cu soțul, eram amândoi în lume.
La scurtă vreme după căsătorie, eu m-am întors la Domnul. Și de 49 de ani m-am rugat pentru soțul meu în fiecare zi ca Dumnezeu să-i cerceteze inima și să se întoarcă la Domnul. În săptămâna aceasta s-a întors la Domnul. Și este o bucurie la noi în familie. Și am vrea să fiți parte cu noi la bucuria aceasta. 49 de ani. Și Dumnezeu nu va răspunde aleșilor Lui care strigă zi și noapte 49 de ani? La evanghelizare în altă parte în țară, prima seară de evanghelizare, duminică seara, la terminare, prin pastorul local, un domn a cerut să stea de vorbă cu mine în privat, ne-am retras în birou și mi-a spus: domnul pastor, nu știu cum să vă spun, frate, domn, vreau să vă spun istoria vieții mele. În urmă cu 50 de ani, la scurtă vreme după căsătorie, soția mea s-a pocăit, fără voia mea. Și când a venit să-mi spună că s-a pocăit, am spus: da, ai făcut lucrul acesta fără voia mea și peste mine? Vreau să spun că drumurile noastre se despart și în veac eu n-am să pun piciorul acolo. De 50 de ani soția mea s-a rugat pentru mine. În fiecare an la evenimente speciale mă ruga frumos să vin cu ea, măcar o dată, și am spus: nici dacă mori nu pun piciorul acolo, ți-am promis. În săptămâna care a trecut, spune el, soția mi-a spus că este săptămâna de evanghelizare și a spus: dragul meu, este ultima mea dorință, vino măcar o seară. Și am spus: nici dacă mori. Sâmbătă seara, soția lui a făcut un accident vascular masiv și a intrat în comă. A fost dus la spital, la intensive care. S-a dus și, stând acolo lângă ea, zbătându-se între viață și moarte pe aparate, a început să-l cerceteze gândul acela că ultima dorință a soției lui a fost să meargă odată la biserică. Și acolo, lângă patul, i-a spus: nu știu dacă mă auzi, nu știu dacă știi ceva, dar vreau să împlinesc dorința ta și mâine mă duc la biserică. În seara aceea s-a întors la Dumnezeu și mi-a spus: am o dorință. Vreau să mă duc la spital și Dumnezeu măcar atâta să o ajute să-și revină din comă, să-i spun că rugăciunea ei a fost ascultată. În ziua următoare a avut o revenire din comă, de câteva minute. I-a spus că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. I-au dat lacrimile de bucurie. După câteva minute a intrat din nou în comă și a plecat în veșnicie. După 50 de ani, pe rampa de plecare. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui? Împreună cu Delia cunoaștem o familie din Oradea. O fată crescută în familie de credincioși, dusă de val și de lumea aceasta cu funcții înalte. Și părinții ei s-au rugat și ultima care a plecat în veșnicie a fost mama ei, în urmă cu vreo 20 și ceva de ani. La 80 și ceva de ani fata ei. La 20 și ceva după plecarea mamei în veșnicie. A cercetat-o Dumnezeu și la botez a mărturisit: rugăciunile mamei mele m-au urmărit și n-am putut să mă împotrivesc, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește. Dar când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Ce rost are întrebarea aceasta? Pentru că întotdeauna credința adevărată este însoțită de rugăciuni fierbinți. Credința adevărată ne duce pe genunchi. Credința adevărată ne ancorează în cer. Credința adevărată este în cuvântul lui Dumnezeu și toate promisiunile Lui sunt da și amin. Frați și surori, nu va face Dumnezeu dreptate? Am o întrebare. Câți dintre noi mai avem în familiile noastre, apropiată sau mai îndepărtată, pe cineva care încă nu este întors la Domnul? Dacă mai ai pe cineva neîntors la Domnul, ridică mâna sus. Ai vrea să-ți facă Dumnezeu dreptate? Ai vrea ca Dumnezeu să cerceteze, să-ți asculte rugăciunea? Ai vrea să fii parte, să lucrezi cu Dumnezeu, să-i spui: Doamne, pentru că Tu ai făcut promisiunea aceasta, o cred din toată inima și zi și noapte, vreau să stau înaintea Ta și să mă rog și să trec pe lista de rugăciune, să spun: Doamne, copiii binecuvântați, copiii care s-au botezat, oamenii, familiile întemeiate, cei care au fost odată în biserică, Doamne, întoarce-i acasă înapoi. Amin. Dar pe cei care sunt încă pe calea pierzării, Doamne, ieși-le înainte.
cercetează-le mintea și străpunge-le inima, întoarce-i acasă, Doamne! Pentru că credința adevărată întotdeauna ne duce pe genunchi, credința adevărată ne duce în rugăciune, credința adevărată ne ancorează în cer, credința adevărată se bizuie că toate promisiunile Domnului nostru sunt da și amin. A Lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune și vin înaintea Domnului și adu pe cineva și strigă, Doamne, în seara aceasta mi-nalți rugăciunea, mijlocesc înaintea Ta, Doamne, în baza învățăturilor Tale, răspunde și rugăciunilor mele și ajută-mă să perseverez până când vei aduce răspuns. Haideți să plecăm capetele în rugăciune.